Păi da, să știi mă dat bani. Dar am înțeles că a fost fetița luată fără știrea mamei. Da. Asta. Nu, spune. Ziceți dumneavoastră, că nu vreau să vă pun cuvinte în gură. Ați luat-o fără știrea mamei, fata? Nu-i moment, o să mă lăsați. Lăsați-o de vină. Lăsați-o de vină. Lăsați-o de vină. Nu-mi spune ceva. Noi credem că primul lucru e copilul să se facă bine și după... Dar nu știați că e fata bolnavă de asta? Nu știu că e în starea asta. Nu știu că e în starea asta. Și s-a făcut rău acasă sau? Da, deci era a fost acasă, bine, petiță, de timp. Asta și... Într-o dată s-a făcut rău și am venit pe la spital. Toată greșeala este că mama și tata nu comunică la telefon unul cu altul. Da, asta trebuie spus. Deci trebuie să comunice părinții unul cu altul. Lasă că mă rog din interviu, lăsați-mă, vă rugăm frumos, lăsați-mă. Nu, asta ne-a schimbat înăuntru, nu mai am venit. Atât, mai bine de tot. Sper că de asta fie bine să comunice părinții și atât. Atât mă rog. Să nu se mai ajungă la așa ceva. Să fie bine, asta e bine pe lumea asta. Tu și-a luat-o mamei? Păi da, explicați în ceea ce ați ascultat mai devreme. Sper că v-ați convins, nu? În ce situație a fost fetița. Nu acum, de cu 2 ani, de când eu am insistat ca să fie fetița dusă la tratament, să-i să facă tot ceea ce trebuie. Și atunci, numai la insistențele mele, am sunat la Protecția Copilului, la Baia Mare. Au trimis 2 inspectori acolo și de-abia în urma vizitei inspectorului de la Protecția Copilului au dus copilul la dispensar și au făcut tratament. Ei, atunci au făcut un tratament, au stopat tot. Ulterior, am reușit să luăm legătura cu fetița doar telefonic la grădiniță. În repetate rândul când sunam, mi se spunea de la grădiniță, îmi pare rău, domnule Ordean, de ce fetița nu e la grădiniță, că e bolnăvioară. Și atunci am intrat la idei, domnule, dar ce se întâmplă? Fetița asta chiar nu are un tratament ca să poată să se vindece, ce-i cu ea? Plus de asta, noi n-am putut să luăm legătura cu mama ei naturală, s-a oferit de noi, o refuzat să ne dea numărul de telefon. Deci niciodată nu a vrut să aibă contact, nici cu fostul sos, nici cu noi, cu bunicii. Și cu referitor la programul de vizită, iar în urmă cu 2 ani când s-au deplasat la locul unde trebuia să vadă copilul, în Maramureș, au avut program de vizită, prima sâmbătă și a treia sâmbătă din lună, de la ora 10 dimineața la ora 18, putea să ia copilul de la casa fostei soții și să meargă la rudele noastre, că și nu aveau rude în apropiere acolo. Ei, în momentul când a luat fetița în brață, și-a vrut să iasă pe ușă din casa lor, a venit bunicul sub în spate și-a dat cu cuțitul în cap. Norocul lui Dumnezeu a fost că l-a fost cu capul, a plecat să se uite la clanță, la ușă. Altfel, intra cuțitul în cap, așa i-a alunecat pe cap și-a făcut o tăietură de 8 cm pe cap. El ulterior a cerut alt program de vizită, i s-a dat alt program de vizită duminica, dar de la ora 14 la 16, și tot acolo, la aceeași locație. Pe cum să mai meargă copilul ăsta să-și vadă fiica acolo, în condițiile astea? Nu a fost tentativă de omor asupra lui? Păi da. Trebuia să ducă televiziunea când am sesizat Protecția Copilului. Că mama nu duce copilul la ăsta și avem înregistrare că copilul nu a fost dus la medic. Și am sesizat Protecția Copilului din Baia Mare. Și nimeni nu a luat nicio măsură și vedeți în ce hală a ajuns copilul. Ce vreți să faceți în continuare? Ce să faceți? Să dăm pentru alt program de vizită, tatăle trebuie să... Nici măcar nu... Am avut număr de telefon al mamă. Să poți studie comună, dar cum? Plus de asta, să vă mai zic ceva. Deci, în familia asta mai există o fetiță. Exact. Cu 6 ani mai mare decât asta, care a crescut tot acolo și aia, puteți să verificați, are tot azi broșii. Și vă rog să-și dați asta, tot, că de nu dați-o, facem, tot îmbolnăvită de acolo, din vârful tot de acolo, la bătrânii, de alb. Eu vreau să omoară copilul meu, a fost tăiat copilul cu cuțitul în cap, exact cu nepata noastră în brață. Putea să ajungă nepata noastră în situația lui copilul meu. Deci asta trebuie, nu, o să se ajungă departe, vă spun. Asta e mamă? Deci fetița e încredințată spre mamă. Are sentință judecătorească irevocabilă. Vineri dimineața a fost când am dus eu la cămin, a venit tatăl natural și a luat-o din fața mașinii lângă mine.
am depus plângere, deci am făcut tot, s-au făcut filtre, nu a fost găsită fetița. A fost sunat și tatăl natural și de câte mamă și a spus, vezi că ai grijă că fetița are azm și posibil să, dacă îți face criză, să mergi la spital, că e alergică, că e închis telefonul. Urma în dimineața asta să venim cu executor, așa am fost, mi s-a spus de către avocat, să venim cu executor ca să recuperăm fetița. Dar spre dimineață ne-au sunat la poliția Vișeu, că a sunat bunicul fetiței, că fetița este gravă și a intrat în criză de azm. Ea fiind alergică la foarte multe, posibil și trauma prin care a trecut, deci posibil să fie declanșată toate astea. Nu, nu, deci bunicii ați auzit că acum au aflat că are azm. Deci avem actele în geantă, de când a început tratamentul, care le avem o schiță exact. Da, cum să nu? Mama o lăsăm la lângă fetiță, că e cel mai bine așa, pentru că a început să doarmă și s-a liniștit. Ce îți face? Să sperăm, deci în primul și în primul rând fetița să fie bine. După aia o să vedem, o să urmăm măsurile legale și care să impun ce se întâmplă. Deci nu putem să ne riscăm cu sănătatea unui copil. Păi stată vitere sau că stată naturală, pe primul loc e sănătatea copilului. Deci nu se face așa ceva. Deci trauma care a putut fetița, mai ales că pentru ea a fost un necunoscut când a luat-o. Ați văzut și cum s-a uitat la mine. Deci a fost un necunoscut. Dar putea să o viziteze, nu e problemă, am spus. Deci nu există așa ceva. Putea să o viziteze, dar nu o iei. Deci ne-am gândit, deci o traumă ce a suferit pe mașină. Un om mare ar putea să oferi o traumă să fie răpit în halul ăsta. De necunoscut, dar apoi un copil. O să aibă sigur nevoie de consiliere psihologică. De ce actele alea și cu schemă? Schema de noi ca să ținem la zi, să reușim să în fiecare zi, astăzi preparați de produse homeopate pentru desensibilizare. Și avem, mi se pare că e la doamna doctor. Da, e la doamna doctor. Deci, practic, ea avea o schemă de tratament? Da, și plus, deci, în fiecare seară. Schema era așa, dimineața, 3 minute de aerus, seara 3 minute. Da, avea schemă de tratament. Deci avea schemă de tratament dimineața, seara, care se ia pentru azm. Și plus am pus la un medic pneumolog în Cluj și avea o schemă de tratament și pe bază de desensibilizare, fiind alergică, un tratament ce urma să ia 2 ani jumate. Și din păcate, noi avem schimb aici, din păcate el a fost întrerupt, trebuia să schimbăm. Fetița a fost în primăvara anului trecut, și, nu, în primăvara anul ăsta și toamna anului trecut am fost cu ea la Salina. Starea sănătății fetiței este destul de gravă. Acum este o criză de azm prelungită cu insuficiență respiratorie, se află în spital sub oxigen și medicație specifică. Sigur, fetița, am înțeles că a întrerupt medicația de câteva zile, dată fiind contextul social. Noi sperăm să treacă și peste hopul ăsta. Oare stresul a agravat? Sigur, astma este sensibil și la starea emoțională și la întreruperea medicației. Sigur că toate au concurat la situația de acum. Va rămâne în spital? Va rămâne în spital, sigur, sub tratament și îngrijire, până când simptomatologia se va remite complet.